situație în momentul de față. Avem o situație, cea a zonei 23 august, unde primăria a achiziționat un proiect, o expertiză și o lucrare de stabilizare a zonei și, prin urmare, din momentul ăsta, acolo există un manager de proiect care poate răspunde tuturor întrebărilor, dacă mai sunt probleme, de ce sunt probleme. Noi suntem în așteptare, intervenim așa cum ne spun atribuțiile noastre, dacă se generează din nou o situație de urgență. Nu mă pot pronunța vis-a-vis de ce se întâmplă acolo. Știu că se fac în continuare foraje, știu că se fac în continuare lucrări. Asta este o primă situație. Avem și situația de la Salina Slănic, care este gestionată direct de Ministerul Economiei, proprietarul Salinii. Au fost semnalate noi alunecări în zonă? Au fost semnalate tasări în zona străzii 23 august, tasări care vin din ceea ce spune managerul de proiect ca urmare a lucrărilor de stabilizare. Ei spun că sunt normale. A fost de roședință acest județ.